La Târgu Mureș, temperaturile sunt mai scăzute cu 8 grade față de normalul perioadei, spun meteorologii. Factorii se suprapun, deci masa de aer rece cu radiația nocturnă dă naștere la aceste temperaturi foarte, foarte scăzute. Temperaturile minime au fost foarte scăzute și ieri și astăzi și mai scăzute cu un grad, două. De exemplu, în zona vestită a depresiunilor intramontane, în aceste zone s-au înregistrat sub minus 20 de grade Celsius. Azi dimineață, de exemplu, la întorsura Buzăului am avut sub minus 25 de grade, deci ceea ce este foarte scăzută. În zona Ciucului, deci la Miercurea Ciuc, am avut sub minus 22 de grade. La Târgu Mureș am avut o temperatură de minus 14 grade. Acest lucru explică și așa numitul fenomen al inversiunii termice, ceea ce înseamnă că în apropierea solului și în zonele mai joase temperatura este mai scăzută, iar în altitudine temperatura este mai ridicată. Ca să vă dau un exemplu din zona noastră, la Ciuc și la Giurgeni, deci în zona Josenului, am avut în jur de minus 20-21 de grade temperatura minimă, iar la Bucin, deci la câțiva kilometri, dar mai înalt, în zona montană, am avut minus 14 grade. Cei care au fost nevoiți să iasă din case s-au îmbrăcat cu cele mai groase haine. Vreo două bluze, geaca asta groasă, tot ce am apucat. Glugă, fular. Da. La picioare? La picioare două perechi de șosete. E foarte rece. Chiar și așa e foarte rece. Cum de n-ați încheiat geaca? Nu prea, sunt îmbrăcat binișor, poate de sus. Cum faceți față frigului? Multă mișcare. Da. Și ceai. Altceva. Și cu haine groase? Cât de gros se poate, să mai și miști. Mai nu chiar, dar am prins și frigul mai... Ne descurcăm. Dacă nu aveați treabă prin oraș, ieșați? Sincer, nu. E mai bine în casă. De ce v-ați scos afară, ceva urgent? Sesiunea. Meteorologii spun că temperaturile se mențin scăzute până la sfârșitul săptămânii. Abia sâmbătă, duminică, termometrele vor arăta maxime pozitive, dar și atunci mercurul nu va urca mai mult de 2-3 grade.